Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mai sunt invitații la spectacolul La Vie en Rose. Turneu național Endometrioza, ghidul adolescenților conștienți. Cazul Mangeron în atenția autorităților. Mai sunt invitații la spectacolul La Vie en Rose, veste extrem de bună pentru cei care nu au reușit să ajungă să ridice invitațiile. Concert de muzică clasică la Onești este anunțul făcut chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Marți 14 februarie, de la ora 18 la Cinema Capitol, sărbătorim Valentine's Day prin muzică. Vă invităm la concertul La Vie en Rose, susținut de Quintetul Clasic. Repertoriul recitalului propune melodii celebre din creația marilor compozitori. Intrarea se face doar pe bază de invitație. Se pot ridica maximum 2 invitații de persoană. Acestea se găsesc de sâmbătă 4 februarie, ora 13, la Cinema Capitol. Mai multe aflăm în minutele următoare de la directorul Bibliotecii Municipale Radu Roseti, Ionuț Tenie. În luna februarie avem foarte multe activități, dar și evenimente. Printre cele mai importante, vă spun că pe data de 14 februarie continuă stagiunea muzicală a bibliotecii cu un concert nu neapărat dedicat îndrăgostiților, un concert pentru toți oneștenii susținut de Quintetul Clasic. Sunt niște artiști foarte talentați care vor veni pe 14 februarie ora 18 la Cinema Capitol, unde vor susține un concert cu melodii celebre. Vom avea valsuri, vom avea muzică clasică din filme și va fi un spectacol interesant. Intrarea este liberă, așa că vă invităm pe toți pe 14 să vă petrece seara alături de noi și de Quintetul Clasic. În ce locație? La Cinema Capitol, Cinematograful Capitol, unde avem 300 de locuri, așa că pot veni cât mai mulți oneșteni. Asociația EU și Endometrioza organizează în Onești, dar și în câteva localități de pe Valea Trotușului, câteva evenimente de maxim interes, atât pentru adolescenți, cât și pentru cadrele didactice. Este vorba de lansarea filmului EndoDC, primul film documentar despre endometrioză din România, dar și despre ghidul adolescenților conștienți Endometrioza. Din turneul național fac parte următoarele orașe din zona Moldovei. Marți 7 februarie, de la ora 13, va avea loc la Centrul Cultural Ion Talian, unde vor participa elevi ai Colegiului Național Costache Negri și Colegiului Tehnic Târgu Ohna. Marți 7 februarie, de la orele 16, la Școala Sanitară din Onești, dublă lansare, ghidul dedicat adolescenților, dar și filmul documentar. Miercuri 8 februarie, de la orele 15:30, Școala Sanitară Bacău, dublă lansare, ghidul adolescenților, dar și filmul documentar. Joi 9 februarie, de la orele 10 la Colegiul Tehnic Petru Poni Onești, iar vineri 10 februarie de la orele 12 la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Cazul Mangeron în atenția autorităților. Joi 2 februarie, la Prefectura Județului Bacău, a avut loc o conferință de presă susținută de Prefectul Județului Bacău, Lucian Bogdănel, de profesor Ana Maria Egarmin, șef al Inspectoratului Școlar Județean Bacău și inspector șef Măriuca Mariei, șefa Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Mai multe aflăm în minutele următoare. Raportat la incidentul de nedorit, foarte dureros, de la Colegiul Dumitru Majoran, Colegiul Liceul Tehnic Dumitru Majoran în Bacău. Verificările comisiei care s-a deplasat ieri de urgență împreună cu directorul Centrului Județean de Resurse și de Educație și Asistență Educațională Bacău la unitatea de învățământ, moment la care și eu am fost prezentă inițial, urmând ca ai mei colegi să continue verificările, cum s-a și întâmplat. Constatările inițiale ale verificării au arătat numeroase deficiențe manageriale raportate la
lipsa unor documente manageriale și aici ne referim, din păcate, exact la problema copiilor cu CES în ceea ce privește tipurile de intervenții pe care școala trebuie să le facă și la nivelul documentelor și, bineînțeles, aplicată în lucrul cu elevul. Și ne referim la lipsa unor planuri de servicii individualizate pentru toți copiii cu CES din unitatea de învățământ, nu doar pentru cei doi, dar la lipsa unor decizii prin care directorul unității de învățământ trebuia să numească un responsabil de caz în cele mai dese situații. Este vorba despre diriginte, poate fi un profesor, poate fi consilierul școlii, astfel încât, da, în clasa de elevi, pe timpul orei, pe timpul pauzei, elevul în cauză să fie, bun, pe timpul orei este în, da, grija profesorului de la ora, pe timpul pauzelor să fie în legătură cu, da, sau sub grija responsabilului de caz. Lipsa acestor documente, normal că a implicat și lipsa activității în acest sens, neexistând, da, altceva decât ideea de diriginte, de, da, coordonator al activității educaționale ale clasei și mai puțin în zona intervențiilor pentru copilul cu CES. Regulamentul de ordine interioară și el aprobat, neaprobat, pe jumătate, cu lacune, deci documente manageriale consemnate eronat, documente manageriale incomplete. Deficiențe manageriale privind securitatea și sănătatea elevilor, asigurarea acestor aspecte, precum lipsa graficului ce îi privește pe profesorii de serviciu. Asta, da, arată că dezordinea, ca să nu zic haosul, da, din instituție, poate fi luat și el în discuție. Dezordinea poate fi luată sau haosul poate fi luat în discuție. O altă zonă defectuoasă ține de gestionarea defectuoasă a conduitei agresive, fie că e conduită verbală sau fizică a elevilor, pentru că, într-adevăr, ceea ce se presupune că s-a întâmplat pe 26 ianuarie, spunem se presupune pentru că nu există o certitudine din declarațiile elevilor implicați vis-a-vis de data incidentului de violență între elevi. Spuneam că anterior acestui moment au existat alte două momente, alte două evenimente. Unul în noiembrie 2022, în care elevul agresor a șicanat pe unul dintre cei doi copii cu CES. Același elev. Da, același elev, da, agresor. Iar în 26 ianuarie, săptămâna trecută, da, l-a mușcat pe elevul cu CES, moment în care, într-adevăr, școala a procedat la întrunirea Consiliului Clasei, a luat măsurilor de sancționare a elevului cu scăderea la 2 puncte la purtare, respectiv sancțiunea avertisment. Un moment iarăși deficitar, pentru că nu sancțiunea în sine rezolva situația, ci urmărirea, monitorizarea a ceea ce se întâmplă după. Ieri când ne-am dus, da, să anchetăm situația, elevii toți trei erau în clasă, pe timpul pauzelor împreună, ceea ce mai ales în și deruta evenimentelor și încărcătura emoțională pe care fiecare elev în parte și agresorul, dar și ceilalți, sigur, o aveau în mod suplimentar, puteau conduce aceste momente, aceste evenimente, aceste, da, implicații, puteau să conducă către o nouă situație de agresiune, de violență. Și atunci, faptul că au fost aruncați într-o clasă de elevi doar în urma unui avertisment dat elevului agresor, nu este o soluție. Da, putea fi asigurată o permanență, o încropire a acestei permanențe pe care profesorii școlii să o facă, dar să facă aceste lucruri, pentru că era clar că, da, după cunoașterea acestor momente de violență, intervenția trebuia să existe. Ea nu a existat. Măsurile concrete, s-a dispus prin Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar cercetarea prealabilă în vederea cercetării disciplinare a activității manageriale la nivelul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Bacău, în așa fel încât să aprofundăm cercetările, pentru că, v-am spus, planul acesta de analiză inițială arată lacune și deficiențe majore. Tot astăzi în Consiliul de Administrație, zic că tot astăzi pentru că, da, este momentul conferinței este posterior Consiliul de Administrație de la Inspectorul Școlar Județean Bacău, s-a aprobat
Da, realizarea unei campanii de instruire, aș spune reinstruire și o spun, o strig, reinstruire a directorilor de către ISJ Bacău în ceea ce privește documentația școlară, modul de reacție în situații, în situațiile care privesc situațiile problemă, cum e și această, da, reacție în ceea ce privește violența, intervenție în, eu știu, momentele critice în care copilul cu CES are nevoie de intervenție și așa mai departe. Și, bineînțeles, modul de aplicare a ceea ce înseamnă intervenția directorilor, bineînțeles, în baza legislației și a procedurilor existente. Directorii au fost instruiți, începând cu 30-31 august, când am făcut ședințe teritoriale, pe parcursul acestui an școlar care a început în nenumărate rânduri. După cazul Răchitoasa, de care vă amintiți, cu învățătoarea care, da, a jignit pe grupul de WhatsApp al unui copil, în care școala Răchitoasa era complet, liceul tehnologic Răchitoasa era complet neacoperit pe zona documentației în ceea ce privește copilul cu CES, lucru vizibil în reacțiile și în, da, activitatea cadrelor didactice, pentru că, bun, documentele sună, dar contează și cum sau dacă aplicăm ce spun documentele. Și după acel moment, inspectorul școlar pentru educație specială a avut o astfel de campanie, o astfel de intervenție aplicată la nivelul unităților de învățământ, în așa fel încât în ceea ce privește activitatea directorilor, a celor implicați din unitatea de învățământ, consilierul școlar, dacă există, dacă nu, da, persoanele abilitate, să facă ceea ce trebuie, iată, în ceea ce privește copilul cu CES, integrarea copilului cu CES, incluziunea copilului cu CES. Suntem într-o continuă legătură, continuă, deși e doar de ieri, da, dar vor urma normal aspecte ale anchetei, continuă legătură cu Ministerul Educației. Am comunicat cu doamna secretar de stat, Antoaneta Bolchiș, pe această temă pe parcursul zilei de ieri, în ceea ce privește situația de la Maceron. Am transmis informare scrisă cu aceste prime etape ale anchetei pe care ISJ o face. Monitorizăm situația și intervenim fără a scuti de la nimic pe cei care trebuie să răspundă pentru securitatea copiilor noștri. În ședința din luna ianuarie, aleșii locali ai Comunei Dofteana au discutat despre proiectul de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor din Registrul Agricol pe trimestrul 1, 2, 3 și 4 ale anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestor activități. Primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, a avut un punct de vedere tranșant vis-a-vis de situațiile apărute. Mai multe detalii despre acest proiect urmăriți în minutele următoare. Aceste două dispoziții au fost emise, una în anul 2022 și una în anul 2023, în urmă cu câteva zile. Motivul care ar fi? Ar fi acela că oamenii din administrația publică, din experiența pe care o au zi de zi, implementând proiecte europene sau guvernamentale, avem câteva piedici datorită unor persoane care sunt mai greu de lămurit sau mai greu de înțeles, întrucât ei au un singur cel, în momentul când construiesc un drum, pun un hotar sau face un cadastru, face de așa natură să ocupe cât se poate de mult din domeniul public, deci să închidă drumurile. Și vă dau câteva exemple care le-am avut în anul 2022 prin asfaltarea drumurilor de pe strada Bisericii din satul Larga și strada Lungii tot din satul Larga, în care am fost nevoiți să înfundăm o fântână care era aproape în mijlocul drumului, așa, și calea de acces nu mai era practicabilă, decât o singură mașină trecea și dacă se întâlnea două mașini sau un alt atelaj sau utilaj agricol, nici poveste, se poate să treacă unul pe lângă celălalt. În decursul anului 2022 și 2021 am dat câteva sute de metri liniari, mă refer, de garduri. Garduri din intravilan care, prin rugămintea noastră față de proprietari respectivi, care au fost de bună credință, au cedat, care nu am găsit și alte metode legale constituite de așa natură, să putem să dăm gardurile înapoi cu un metru, cu doi metri sau jumătate de metru, și am făcut cât de cât căile de acces să fie practicabile. Adică un drum de 4 metri și cele două acostamente de câte 50 de centimetri, asta înseamnă 5 metri. Pe acele două acostamente să sperăm că va merge conducta de gaze la momentul implementării proiectului, dar urmează în ani apropiați și canalizarea, căci nu vom scăpa de acest proiect, trebuie să avem și canalizarea apelor uzate. Ceea ce m-a determinat să emit aceste două dispoziții sunt următoarele. Strada Teirului, strada Livezilor,
acolo unde anul acesta vom avea asfaltare prin programul Anghel Salini, mă refer drumul de pe câmp agricol care va fi continuat până la Biserica 2 Dofteana, până la Biserica 9 pe care știți că am creat-o și am făcut-o acolo. Deci în mod obligatoriu drumul va fi de 4 metri plus 2 acostamente, deci de 5 metri, dar ne întrebăm noi conducta de gaze pe unde mai vine și pe unde vine și canalizarea. Motiv pentru care toți cei care se învicinează cu aceste drumuri publice nu vor primi cadastru la momentul efectuării cadastrului, întrucât lateral, stânga și dreapta vom lua primăria Comunii Dofteana și vom trece în inventariere domeniului public un metru pe o parte, un metru pe partea cealaltă, de așa natură să nu avem probleme la implementarea acestor proiecte. Nu putem să tăiem asfalt, asfalt care va fi turnat în anul 2023 sau care a fost turnat în anii anteriori, să tăiem asfaltul, să distrugem, căci vedeți cât de greu și cât de costisitoare sunt aceste proiecte, mai ales de modernizare și asfaltare a acestor drumuri. În ultima zi a lunii ianuarie, aleșii locali din comuna Mănăstirea Cașin au discutat amplu despre necesitatea aprobării regulamentului privind normele de gospodărire comunală. Cu alte cuvinte, pe lângă drepturi, cetățenii comunei au și obligații. Mai multe despre acest proiect urmăriți în minutele următoare. Proiect de hotărâre, aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire comunală, întreținere, colectare, transport și depozitarea deșeurilor și pentru activitățile comerciale, stabilirea unor măsuri de protecție a mediului și obligații cetățenilor. Presupun că l-ați avut ca material, dacă ați reușit să-l fac proces, dacă nu, le discutăm fiecare punct în parte. Domnul viceprimar Gelus Găvârdici a lucrat la acest regulament, îl va prezenta cum va spicuit sau chiar cum considerați dumneavoastră, în așa fel încât cred că este și necesar să audă cetățenii că au și responsabilități, nu numai drepturi. Și poate reușim cumva, prin instituirea acestui regulament și a aduce la cunoștința cetățeanului, că responsabilitatea lui constă în faptul de a face și curățenie în fața porții, de a nu duce cu noi în altă parte, dar domnul vice ne va prezenta. Deci, an de an, aprobăm acest regulament privind normele de gospodărire comunală. Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, destinătoare cu orice tipuri de imobile sau spații de orice destinație, sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreținerii, curățenii și îmbunătățirii aspectului ereditar al clădirilor, căilor de acces, împrejmuirilor, străzilor, drumurilor și zonelor înconjurătoare. În acest punct revin următoarele obligații. Să execute lucrări de reparare și vopsirea gardurilor, porților, repararea acoperișurilor și a coșurilor de fund. Să întrețină curățenia în incinta locuinței și în anexele gospodărești. Aici este o problemă, avem vreo câteva cazuri de concetățeni a căror curți sunt focare de infecție pentru vecini și pentru noi toți. Vecinii vin disperați la noi și spun, doamne, faceți ceva, că domnule, mănâncă șocolată. Ei, ei sunt obligați. Nu vrem să mergem peste acei cetățeni să-i amendăm. Până la urmă, aceasta este metoda noastră de coerție. Principala noastră armă este amendă. Este ușor să scrie un proces verbal, să dai amendă unui cetățean. Păi trebuie să-și plătească ceva. Dar cel care are curtea urmanului urmoaie, siguranță nu va plăti nici amendă. Acest regulament, cum am zis, îl adoptăm an de an. Și mai trebuie să el mai spune așa. Că cetățenii au obligația de a curăța periodic sau ori de câte ori se impune șanțuri și rigorele din fața gospodăriei personale. Să bărăiască pomii și stâlpii din fața acestora, să asigure toaletarea copacilor de pe drumurile publice care sunt în dreptul proprietăților. Să nu deterioreze instalațiile de utilitate publică. Să interzice cu desăvârșire așezarea pe domeniul public din fața gospodăriilor a materialelor de construcții, lemnelor de foc, lei de vânt sau șuruburi de cruceni.
să întrețină în stare corespunzătoare suprafețele din fața imobililor, să desfunde pădețele din pădurea locuinților, să distrugă buruienile din toate, de pe toată deschiderea gospodăriei. Ca principală schimbare, vine la capitolul 6. Capitolul 6 înseamnă aplicarea sancțiilor contravenționale și cuantumul acesta. Victor Plutașu, elev al Colegiului Național Dimitrie Cantemir din Onești, olimpic național la istorie, și-a lansat joi 2 februarie la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești prima sa carte, Începuturile Regalității Orientale. Mai multe în minutele următoare. Am ajuns pe câteva vase generale mai despre autor. Mi se pare mai important când în spatele oricărei cărți este autorul. Și apoi despre lucrarea propriu-zisă. De start nu mi-am propus, pentru că nu sunt specialist pe orientolog și nici nu m-a pasionat perioada mai veche de 3000 de ani, decât dacă e vorba de Iliada și de Odiseea, să vorbesc despre ce am înțeles eu din carte și m-am gândit că poate cel mai bine ar fi să fac o analiză legată de cum se întâmplă de obicei când se face susținerea unei disertații sau unei teze de doctorat. Adică am încercat următor ca să înțeles care este cheia în care am să vorbesc. De obicei există o comisie la doctorat care primește lucrarea și face un referat pe care îl citește în public. În mod normal, autorul ar trebui să cunoască ceea ce se spune înainte de aia, deci ar fi trebuit să fie din lui Victor, dar de-abia seara la 12 noapte am terminat cât de cât ce am avut de zis. Adică o să vedeți. Vreau și ceva la final pentru. Bun. Fără să încerc să parafrazez extraordinar de frumoasele cuvintele domnului Pilip Oțeanu, mai rar, acum, pe care îl salut, mai rar avem în spațiul românesc, după decembrie 1989, oameni cu un asemenea talent nativ, harnici și care vor să facă treabă. Ăsta este adevărul. Nu putem spune că dă afară pe la noi dorul de excelență în intelectualitate și cu atât mai mult ca la 16 ani, ca să înțelegi. Eu nu am publicat nicio carte până acum, sau mă rog, 10 pagini într-o broșură cu domnul Neagoev, acum nici mai știu când, 20 de ani. Așa că, cu atât mai meritorie este încercarea de a face treaba asta pe o temă și putea fi înfiorător dificilă. Ăsta este adevărul. Pentru cine cunoaște cât de cât s-a introlac în subiect, această tematică a originilor, cu atât mai mult că este o limbă ciudată, că este rară, că este foarte departe, este greu, nu? Și cu toate acestea și-au sunat un curaj pe care eu sincer nu l-aș fi avut să scrie așa ceva la o vârstă atât de fragilă. Da? Pentru că trebuie să ne asumăm că totuși vârsta înseamnă că nu a avut timp să acumuleze tot felul de lucruri pe care eu sper, convins și cu siguranță ne va demonstra în anii următori că, cum să spun, sper ca plecarea spre istorie să ne dispară cu termenul liceu, să ajung un mare cercetător și să facă cinste Oneștiului, familiei și să tot continue așa, pentru că avem nevoie. Da? Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 7 februarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, cu șanse mari de ninsori. Mercurul în termometru nu trece pe timpul zilei de minus 2 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de minus 6 grade Celsius. Miercuri 8 februarie, vremea continuă să se răcească, cerul va fi parțial înnorat, sunt posibile să apară și ninsorile. Mercurul în termometre nu trece pe timpul zilei de minus 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.